Dar ca scos convocată de la astăzi ședință ordinară, prin dispoziția numărul 63 din 19 mai 2022, emisă de domnul primar. Deci, fiind prezenți toți consilieri, ședința este legată, constituită și își poate începe. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul de decizie. La primul punct, ordinele propuse, urmează un proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activităților de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap și stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile privind activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap în anul 2022. Inițiator subsemnatul. Capitolul 2, de asemenea, un proiect de hotărâre pentru aplasarea reindicatoare a rutiere de limitare a vitezei pe drumurile comunale din statele Comunului Filipei, Comuna Bogdan Herbeță, la fel, inițiator, domnul viceprimar. Se pun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Nu rămâne decât să predau ștafeta președintelui de ședință. Mulțumesc. Dau cuvântul dar, de fapt, avem două procese de urmări pe care le înțeleg la mamor. Așa este vorba de procesul doar de 1 martie și procesul doar de 1 martie. Dar, pe marginea procesului de urmări, de aici, în 31 martie 2023, aveți de ce poate fi să vă completezi cu observații. Dar, supun și treaba care, cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate procesului vor chiar în ședința de 31 martie fost aprobat. Pentru procesul verbal chiar în ședința ordinară de 28 aprilie 2022, dacă aveți să vă completeze. Dacă nu supun la urmă și acest proces verbal și este pentru, deci în unanimitate și acest proces verbal a fost aprobat. Mulțumesc, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoane cu handicap și stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile privind activitatea de protecție de tip rezidențial a persoane cu handicap pentru anul 2022. Inițiator domnul primar. Domnul primar, mulțumesc. Sigur. Putem porni de la următoarea considerație. Este un domeniu des întâlnit, deseori vorbit, mai puțin realizat, din păcate. Ține de ceea ce se numește protecție socială, asistență socială, cum doriți să-i spunem. Ne-am mai întâlnit și la alte ședințe, în alte ocazii, cu această problematică, pe care eu o consider de importanță majoră, cred, undeva, cel puțin la nivel de conștiință proprie, așa o apreciem toți cei care suntem aici. Ne-am întâlnit cu hotărârea ale Consiliului Județean, chiar și acest proiect de hotărâre are ca fundamentare două hotărâri anunțate de Consiliul Județean. Ne-am întâlnit cu susținere din partea Guvernului, ne-am întâlnit cu susținere din partea locală. Asta, sigur, arată o abordare conjugată în aceste problematici, pentru care instituțiile statului și noi, ca administrație locală, fac efortul de a interveni și de a ajuta persoanele în suferință, persoanele vulnerabile de fiecare dată. Ne-am întâlnit, de exemplu, este reamintit în acest material, mai mulți ani în urmă, cu domnișoara Mieron Manuieră, devenit un major între timp, Mieron Andreea Manuieră.
care în prezent se află la centru de îngrijire și asistența persoană cu dizabilități cu state din Târgu Ocna. Este o problemă care sensibilizează, spune. În același timp, această simplă reflexie, care la un moment dat înseamnă un pericol pe la instituțiile statului, arată abordarea conjugată. Abordarea conjugată pentru rezolvarea acestor probleme. Există susținere financiară, după cum spuneam, în mai multe paliere. Normal, noi ca administrație ar trebui să facem mai mult, fondurile sunt limitate. De aceea există un principiu de abordare fundamentală pentru protecția socială, principiul solidarității. Și acest lucru încercăm să facem și noi prin acest proiect de hotărâre, să ajutăm în conformitate cu ceea ce s-a stabilit prin hotărârea Consiliului Județean. Ați văzut acel procent de 35%, în conformitate cu celelalte alocate. În preambulul proiectului, sigur, trebuie să nu uităm legislația diverse, diversificată, care încearcă să facă ordine, spuneam, în acest domeniu complex, foarte sensibil, prin acea hotărâre de guvern, care arată ce trebuie să facă fiecare, legislația care se referă la copii, la persoane cu handicap. Și tocmai pe acest referă, o să dau citire proiectului de hotărâre pentru a putea fi deliberat. La primul articol, stabilirea nivelului contribuției Consiliul Local al Comunității Procent de 35, în sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului, astfel cum sunt ele stabilite prin hotărârea Consiliului Județean numărul 86 din 28.04.2022 și nivelul prevăzut de standardul de cost aprobat prin cealaltă hotărâre, prin hotărâre de guvern pentru anul. Articolul al doilea vă propune aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activităților de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Conform acestui contract, pe parcursul îndeplinirii hotărârii, mă sigur, sunt convins că va deveni, va trebui să vină contribuția de la bugetul local la bugetul instituției care se ocupă cu îngrijirea persoanelor instituționalizate în general. Articolul al treilea, după aprobarea hotărârii, urmează să fie adus la îndeplinire de către doamna Răcăuțeanu Romeleni, cel anticipat, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Moldenei. Articolul al patrulea, care este și ultimul, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Ungel Vasile, va comunica hotărârea primarul Comunei Bogdănești, compartimentului financiar, contabilitate și instituții prefecte de specificare. Până am documentația de susținere este complexă, este de dreptul frumoasă și astăzi la monitoare, dar și convingătoare. Deocamdată mulțumesc! Mulțumesc! Dacă există un consilier cu o întrebare pe acest subiect, supunem la vot, care e pentru. Deci, până am invitat în proiectul de hotărâre pe care este făcut. Mulțumesc, deci, proiect de hotărâre și
privind amplasarea de indicatoare rutiere de limitare a rutiere pe drumurile comunale din satele Bobene și Filipești, Comuna Bobene, Județul Bacău, inițiativă suplimentară, a zis Comisia de Specialitate. Acest proiect, pe drum, articolul 1, să se acorde următarea de indicatoare de limitare a viteze pe toate străzile din satele Bobene și Filipești, Comuna Bobene, Județul Bacău, respectiv limitare a vitezei de kilometri la oră. Articolul 2. Montarea acestui indicator să se realizeze după obținerea avizului de la Poliția Rutieră. Articolul 3. După aprobare, începutul Comunei Bobene, Județul Bacău, susținătul să aducă la îndeplinire hotărâre. Articolul 4. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei, domnul Muncioiu Vasile, primarul Comunei Bobenești, domnul Botez și Sfântul Arhitectul Județul Bacău. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, vă mulțumesc! Comisia 2 a analizat acest proiect și a acordat aviz favorabil. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, dacă tot vorbim un subiect care interesează pe toată lumea, dacă tot discutați despre indicatoare, poate că ar fi momentul să discutăm cu cei de la compania de drumuri, să le propunem, mă rog, ce am discutat de altfel, să mai întrerupă din linia continuă. Adică sunt locuri în care nu se poate, mai undeva totuși ar fi niște soluții. Noi am făcut și la Bacău și la Bacău, astăzi chiar la ora 6 la Bacău și pentru chestia asta cu legătură cu linia mea. Eu văd la Târgu Sinduiesc, chiar m-am uitat la Lemnia Brescu, sunt curte la 90 de grade, dar și pentru cineva care intră în curte, intre rău. Adică noi suntem în altă țară, ce am văzut acolo, de-o ei să te-au văzut. Sau ei. De-o ei. Da. 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 Ia-mi. Mulțumesc. Supunim la vot. Da, pe aici. Da, pe aici vreau să vă. Dar din urmă, să fac referitor la balustrada asta pe drum național, care prezintă un pericol la cetretul casei ale Mireșului, al domnului Stădlă, am văzut dese accidente căzând oameni de acolo. Nu se poate face nimic, zeci de ani de zile este aceea problemă care puțin nu e rezolvată. Deci puțin e un pericol pentru discuția am tot timpul cu domnul Daunici, la Dumnezeu. Chiar și cu podurile, am unul la Filipești, unul la intrare, între Oitu și Bobenești. Cred că am o lună de când am dat și am discutat toți spre mai mulți oameni și n-am avut cine să facă. Să aștept până când o să mai avem cineva să lucreze la tine. Da. Altcineva? Supunem un vot. Care e pentru? Deci, în unitate de tot, și acest proiect de hotărâre tot aprobat. Mulțumesc. Punctul 3. Solicitări adresate de consiliul local. Vot.